Începem? Da, ești gata? Eu sunt gata, voi sunteți gata? Zi. Eu sunt gata, voi sunteți gata? Gata. Două adevăruri și o minciună, da? A rămas cu Origent în clasa 11-a, am luat amendă, a fost la Giurgiu într-o zi de 3 ori. Mai zi o dată. Ce? Mai zi o dată. Ce? Asta? Cu a rămas cu Origent în clasa 11-a, am fost la Giurgiu într-o zi de 3 ori, am luat amendă. Da. Sunt gata, nu mai mă duc. De la camera stăm în 3, 2, 1. Lăure camera aia. Ce camera aia? Clasa 11. Care camera aia? Aia, o vezi? Aici, telefon. Telefonul. Te lua ghici minciuna. Doar eu? Da. Ai fost de două ori? De două ori. De două ori. Eu cred, eu știam că copiii sunt rău de totul la liceu. A rămas cu Origent în clasa 11 pe primul semestru. Mamă, dacă vezi, tu știi asta. Așa, îmi place să mănânc cu usturoi, mănânc pe fiecare seară carne de porc. Am mâncat în ziua de Crăciun 25 de sarmale. Și mi-a zis că am mâncat 24, știi? Mamă, mic check. Mamă, ce mă dor bâinile. Ce stai? Porc, carne de porc. Și o lomană a ghicit cu aia. Nu mănâncă usturoi ăsta, mă. Știa că nu mănâncă usturoi. Păi și mănânci fiecare seara că nu. Păi cât te porți? Faci aia, bătrână. Beau cel puțin 4 litri de apă pe zi. Am votat Nicu Voicu. M-am îngrășat 6 kg. Eu te-am trecut și l-am avut grepitit acolo. Așa, apă, am votat Nicu Voicu. Bă, Laure, tu e singurul care a greșit. Domn primar, sunt băiat. Bine că nu e chiar atât așa de... Da, bă. Sunt un orgolios. Nu, bă, scuzați, bă, dracu, că am uitat să citesc. Nu sunt un orgolios. Bine, așa, dracu, viață. Așa, mi-a fost o dată atât de somn încât am adormit în cadă. Mă uit des pe Netflix. Eu la fel, dacă n-a zis-o pe primul rând. Hai, arătați la fel. Mă, chiar... Dați-mă, nu! De unde e orgolios, mă? Eu nu mă consider, dați-vă dracu! Pentru mine nu e, eu dacă nu mă consider, înseamnă că nu mă mint singur pe fiecare zi. Da, mai am una. Aveam adevăr. Bă, stai mă, că nu era asta, mă, cu nu sunt orgolios, bă. Să tai și mai zic o dată, da? Haide cu aici, direct din colțul blocului. Am adormit în cadă, Netflix. Și urmă mai greșit, mă, ca aici. Nu mă uit. Mai check, nu mai am? Încep? Când eram mai mic, înainte să țin cu Manchester United, am simpatizat Liverpool. Îmi displăcea fotbalul când eram copil. Mi-am rupt ochelarii la fotbal. Nu văd ce scrie la șorul. Da. Marina, e greșit, ăștia cu Liverpool au zis corect. Păi și de ce? Mi-a rupt ochelarii acum 2 săptămâni, da, la fotbal. Dacă e oftică, nu dă tot pe Liverpool, că e hater. Și de ce, dracu, dacă ați zis de pe... Da, e o minciună foarte evidentă care... Ce plătim? Bate, artistul meu preferat e Nane. Vreau să-mi fac un tatuaj legat de X, XXXTentacion, și nu ascult manele. Manele, tu, Stelu? Nu ascult manele, tu? Tatuajul cu X, tu? Ce scrie? Manele, tu? Manele. Da, ăștia cu manele ați ghicit. Tu ai greșit. Vreau să-mi fac tatuaj cu X, legat de X, da. N-am vorbit cu Stelu un an, m-am bătut cu Dănuț în generală, nu mă înțelegeam bine cu Alin Niță în generală. Aia cu Alin? A zis toți Alin Niță și ați greșit că nu mă înțelegeam bine cu el. Minciuna era aia cu m-am bătut cu Dănuț, dar nu m-am bătut niciodată cu Dănuț. Nu m-am înțeles bine. Alin, nu te înghițeam, să știi, în generală. Te pun viața mea, pune-ți camera pe el. Îmi doresc face tattoo, vreau să-mi dau septum, adică piercingul ăla în nas aici, și nu-mi plac tatuajele color. Unu și... Face tattoo! Deci, face tattoo,
Face tătar Stelu, face tatu, septum septum, ați greșit toți. Minciuna era nu-mi plac tatuajele color. De ce nu mi-ar plăcea? Păi aia era minciuna, nu-mi plac. Aia era minciuna, de ce nu mi-ar plăcea? Sunt șmechere. Și vreau și face tatu și septum. Vă pup. Deci, m-am lăsat de fotbal la 14 ani. Am înghițit măcar o dată în viața mea ceva anabolizant, pastile, fiole, etc. Sunt mulțumit de progresul meu de la sală. Gata! 3, 2, 1 și... Da, Marin e greșit. Da? Da. Eu ce-am greșit? Păi, păi nu, e ăla e adevăr. Bă! Păi și tu ce faci? Chiar la 14 ani. Ce? Păi zici bine. Bă, dar ea n-a făcut băcatura. Păi și niciuna nu e că m-a lăsat la 14 ani, adevărul aia. Așa, deci nu regret nicio relație pe care am avut-o. Prima relație am avut-o cu o fată mai mare decât mine și am ajuns vreodată la gesturi agresive într-o ceartă în timpul unei relații. 3, 2, 1 și la camere. L-ai găsit, Laure. Serios? Păi cum să dau într-o fată, nu ești prost? Băi, prostule, asta e prima relație, mă. Bă, ești retare. Și prima relație a fost cu o fată mai mare. Da. Băi, nu mă înțeleg jocul ăsta, mă, bă! Trebuie să zici pe care a mințit-o, care a mințit. Păi, dracu, clar, că n-a dat în nicio fată. Am intrat în prima la facultatea unde am vrut. Am avut un profesor ungur, dar m-am înțeles bine cu el. Și sunt coleg de 6 ani cu aceeași persoană. Deci minciuna e că am intrat din prima la facultate, da, unde... Da, prima facultate. Deci Iulie și Marin au zis bine. Băi, era sigur. Tu ce faci, da, eu? Am intrat la... Păi voi aici unde e, dar... Și eu știam... Ai intrat în altă parte și mi-ai povestit de 7 ori. Și știam că ai avut profesor ungur și te-ai înțeles bine. La Sim. Mă, o știam. Aveam impresia că mi-ai povestit. Dar mi-a zis eu. Cine știe, știe, bă. Da, și mi-a apropiat de el. Bravo. Laszlo, Laszlo-l chema. Laszlo, nu știu. Poate să uită, Grasule, dai în comentarii poate cum îl chema. Să uită că e pacerul de șoroman. Deci Negreanu Dragoș, dacă scrie acolo. Am rupt legătura cu cineva din grup pe o perioadă mai lungă de un an. Am ajutat trei prieteni să-și deschidă viitorul. Până să-l cunosc mai îndeaproape pe un membru din grup, nu aveam o părere așa bună despre el. Mi-am mai zis-o pe prima odată. Putere păstără să nu mai iti roz unghii de stres cu ei pe la mine pe aici. Nu pot să rog. Azi, 3, 2, 1 și... Stai că mi s-a stins. Noua variantă, tripli. Da, mai ne-ai greșit. Da, am ajutat doar 2 prieteni. 2 prieteni, da. Cum ești? Cum ești? Ce? La ce, bă? M-am gândit că mai fi 1. Eu nu v-am înghițit pe jumate, domnule. Când dau la microfon în competiția, dispare ce e p***at. Am căzut cu scara de la pod. Am căzut în fânar pe spate. Și am căzut în zar-zăr pe pietriș. Deci, din două locuri am căzut. Unul singur n-am căzut. Hai, 3, 2, 1, stai să bă, hai. De ce? Aștia cu scara au ghicit, cu scara n-am căzut. Din zarzăr am căzut, mamă, și din fânar am căzut în miștor, cu spatele în gard. Mamă, și era gard de la cu țepușe, da, așa. Cu țepușe era gardul. După pod, da. Deci, mi-am spart capul de scară, mi-am spart capul de lemne, sau mi-am spart capul de casă? De care nu mi-am spart capul? Gata, arătați, că vă stelic a arătat de mult. Da, de lemne, nu mi-am spart capul. De casă e când am vrut să intru cu capul, Nicu așa, s-a dat la o parte și am intrat cu capul în casă și pa, negru. Negru am văzut. Așa, am scuipat un om pe drum, mi-am dat cu gheata de fotbal în testicule sau am mâncat pământ.
scuipatul, da. N-a scuipat pe nimeni. De pământ rupeam florile pe acasă. Scuipat pe cineva din grup, 100%. Pe drum? Da, n-ai scuipat niciodată marș. Pe cine mă să scuip? Că nici nu cred că a scuipat un om așa. Eu am scuipat. În casă, să zic, să-l scuip pe unul. A fost acolo. Pe una, de greșeală. M-am culcat sub masă. M-am culcat sub masă, m-am jucat golf, s-au încălcat în cui să văd dacă doare. N-am jucat golf niciodată. Cum ai jucat pe dure? N-am jucat, mă, golf. Na, nu era. Da, dacă nu joci cu băieții, nu joci cu băieții. Da, mă, n-am jucat golf. Da, da, m-am... Da, nu, dar cu clasul masă m-am culcat în ziarul ăla. Hai. Am fost așa de bad, de ziua mea, încât nu mai amintesc nimic. Mi-am spart capul de două ori la băutură. Am vomitat într-un ghiveș cu flori și nu a fost la mine acasă. Nu îmi spune. Era pus. Stai. Nu ți-ai spart capul, nu te-ai. Și de două ori. Da, și de două ori, asta zic și eu. Dar cine am venit odată? Era și ghiveș, știți. Capul. Și ce ghiveș ai vomitat? Ai fost cu unul de mure. Spune, mi-era la mine. Bă, mă jur că am vrut să mă duc afară. Bă, și vezi când se ies pe ușa aia, gen, s-o iau pe hol așa? Am fost în ghiveș. L-am văzut pe unul dintre verii mei întreținând relații sexuale. Cu ce ala, am fost dat afară din clasa la liceu pentru că am râs și mi-am înșelat iubita. Iuli n-a ghicit, doar... Nu-i mințit? Vă arătați și... Nu. Și iubita n-ai înșelat-o? Nu. Păi... Și minciunea e cu liceu? Nu, minciunea e cu iubita. Vărul meu mi-a rupt piciorul în spițele de la bicicletă. Nu am văzut niciun film Harry Potter. Am fost la spital pentru suspiciune de boală sexuală. Opa! Opa! E bine de știut! Nu mai... Ce bine de știut, nu mai ai relații sexuale cu mine, hă? Invers, invers, așa. Dacă ai dat aia cu Harry Potter, ești ultimul om. Ce BTS, mă? Oricum, te-ai zis interesant. Da, asta a fost minciună, cu bolile trans... Așa. Era... Nu s-a uitat la Harry Potter. Vorba nu e adevărat că nu s-a uitat? Păi da, am zis, nu m-am uitat la niciun film Harry Potter. Da? Ce prost ești! Mi-am omorât pisica. M-am tăiat pe mâini din dragoste. Am spart geamul de la cămară cu mingea de tenis. Marin cu Iuli a ghicit. În somn. A dormit. A dormit lângă mine și când m-am trezit, gen, am murit asfixiată. Săracă, cum ar veni s-a întors pe. Da.